Bună seara, dragi prieteni, sunt Doru George Pascal și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Ediție Finală. În această seară vă invit la un nou serial, Alexandru al II-lea Romanov. Această seară este dedicată primului episod. Invitatul meu este conferențiar universitar dr. Radu Florian Bruja. Bună seara, domnule profesor, bine ați venit! Bună seara! Aș dori pentru început să nu trecem cu vederea ziua de 19 septembrie 2022. Această zi care pentru lume chiar este o zi de mare importanță, dar și pentru Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, pentru că în această zi regina Elisabeta a II-a, care a fost monarhul regatului vreme de 70 de ani, străbate ultimul drum în locurile sale de domnie. Domnule profesor, această zi este extrem de importantă, mai ales pentru faptul că toate capetele încoronate ale lumii, toți președinții de țări, stau ațintiți asupra evenimentului, dar nu numai atât, cât și pentru faptul că Charles al III-lea a devenit noul monarh, dar toată lumea se întreabă, și toți analiștii istorici, ce va fi după. Pentru că, din câte se pare, istoria va căpăta o altă culoare. În primul rând, dați-mi voie să vă felicit pentru ideea de a fi propus o trilogie de misiuni dedicate lui Alexandru al II-lea, țarul Rusiei, în continuarea celorlalte două dedicate lui Petru I și a Ecaterinei a II-a. Asta pentru că ei formează o triadă a celor trei mari suverani ruși care au reformat statul rus și au încercat să modernizeze Rusia transformând-o într-o țară europeană. Înainte de a trece la relația de fapt dintre Rusia și Anglia, ca să vă răspund la provocarea adresată adineori, o să trebuiască să spun că acest Alexandru al II-lea, de ce v-am felicitat? El nu a avut șansa unei posterități favorabile, așa cum avea să fie Petru și Ecaterina, recuperați de către istoriografia sovietică și rusă în secolul al XX-lea și chiar acum la începutul secolului al XXI-lea. Dar prin urmașii lui Alexandru al II-lea, cele două dinastii sunt înrudite. E adevărat, astăzi Rusia nu mai este, și de fapt știm foarte bine, nu mai este din 1917 o monarhie, dar cel puțin pentru perioada de după Alexandru al II-lea, cele două case dinastice au fost înrudite. Însă, dacă ar fi să ne gândim la epoca lui Alexandru al II-lea, el a fost o bună parte din domnia reginei Victoria. Spun o bună parte pentru că Alexandru al II-lea n-a avut o domnie atât de lungă cât regina Victoria. Însă, la sfârșitul domniei reginei Victoria, în anul 1901, tot așa lumea a văzut ca un sfârșit a unei epoci și începutul unei alteia. Ei, astăzi suntem în situația de a vedea sfârșitul unei epoci și începutul alteia. Ceea ce putem noi să spunem doar este că epoca post-victoriană, începând cu Eduard al VII-lea și apoi cu George al V-lea, George al VI-lea, ea avea să fie însă contemporană marilor prefaceri ale secolului al XX-lea. Nu știm ce domnie va avea Carol al III-lea, nu știm când va urca pe tron William al V-lea. Presupunem că vom fi contemporan și cu acel eveniment, ținând cont și de vârsta pe care o are cel care până mai ieri îl supranumeam Prințul Charles. Sperăm tot ce poate ca secolul al XXI-lea, care într-un fel sau altul abia începe,
să nu repete nenorocirile secolului al XX-lea și poate asta și pentru că Rusia nu mai este astăzi ceea ce era la 1901 și că lumea nu mai este ceea ce era la sfârșitul domniei Victoria. Sperăm că s-a învățat din tragediile secolului 20 ca ceea ce începe astăzi să fie o nouă epocă. Acum, revenind doar la regele, noul rege, să-i spunem tânărul rege, nu sună foarte bine în cazul său, așa era și Eduard al VII-lea, era deja în vârstă la 70 de ani. Presupunem că el nu va fi decât o tranziție către fiul său. Nu știm, îi dorim ca oricărui rege domnie lungă, fără a fi însă ironici aici, dar eu mă aștept ca regele Carol al III-lea să fie o tranziție de la ceea ce a însemnat Elisabeta a II-a către ceea ce va fi cândva William al V-lea și nu cum a fost Iacob I și Carol I, care au succedat-o pe Elisabeta I și care au însemnat, de fapt, tot o nouă epocă. Dar ce Carol I, poate lumea nu s-a gândit. Dar acest Carol al III-lea vine după ce ultimul rege cu numele Carol a murit la 1685. Carol al II-lea, iar Carol I este cel care a fost decapitat în urma războaielor civile, a cărui personaj central a fost la vremea respectivă Oliver Cromwell și care a schimbat istoria Angliei, a transformat Anglia într-o democrație, a pregătit-o pentru democrația de mai târziu și pentru dominația de mai târziu și prin ea întreaga Europa. Ori, vorbind despre sfârșitul unei glorioase domnii Elisabeta I, sfârșitul unei glorioase domnii Victoria și sfârșitul unei, de ce nu, glorioase domnii Elisabeta II, ne putem gândi la o tranziție, dar de data asta nu în defavoarea valorilor pe care acești suverani le-au apărat la vremea lor, ci eu sper că lumea a învățat din toate și că va fi o tranziție către o lume mai bună, dacă se poate. Elisabeta II a reprezentat și reprezintă în istorie unul din cei mai longevi monarhi. Chiar dacă ne gândim la secolul 20, secolul de metal al războaielor, ea este singurul care a rămas în viață după... Ne putem gândi la toate secolele. Vorbit despre Regina Victoria studenților mei vreme de două decenii, spunându-le că vor fi martorii unui mare eveniment, funeraliile unui suveran și încoronarea unui altuia. La un moment dat îmi pierdusem speranța că o să mai fac, că o să mai vadă așa ceva, glumesc, sigur că știam că ce vârstă este, dar am glumit la un moment dat și pe acest subiect. Este însă cel mai longeviv suveran poate din istorie. Am putea să comparăm cu domnia lui Ludovic al XIV-lea, care a fost un pic mai lungă, numai că Ludovic al XIV-lea a urcat pe tron la vârsta de 5 ani și cel puțin până la proclamarea majoratului a fost sub regență. Este împăratul Franț Iosif cu o domnie iară foarte lungă, cele care depășesc 6 decenii, iar Regina Victoria a fost cea mai longevivă. Ei, Elisabeta II a atins cifra 7. Acum însă nu știu cum să privim lucrurile, pentru că și speranța de viață din secolele anterioare era alta. Dar dacă o luăm pe ani, sigur, cea mai longevivă domnie a Angliei și am putea spune, cu excepția aceea lui Ludovic al XIV-lea, dacă scoate minoratul, a Europei, a aparținut Elisabetei a II. Și acum, dacă este să intrăm în contextul primului episod, care era tabloul Rusiei mijlocului de secol XIX și mai ales în perioada lui Alexandru I? Aș pleca de la evenimentul pe care l-am văzut în aceste ultimii 10 zile, și anume întregul ritual cu o simbolistică pentru cei mai mulți dintre noi aproape de neînțeles,
a tot ceea ce s-a întâmplat în Regatul Unit sub camerele televiziunilor din întreaga lume și aș compara cu funerariile lui Alexandru I. În martie 1826 au avut loc la Sankt Petersburg niște funerale nefirești pentru Rusia celor vremuri. Din două puncte de vedere. În primul rând, în 19 noiembrie, dacă nu greșesc, 1825, au fost anunțate, e adevărat, un pic mai târziu a ajuns scrisoarea la Sankt Petersburg, a fost anunțată trecerea din viață a celui care a fost țarul Alexandru I. În fond au fost două scrisori, una s-a dus către Sankt Petersburg și cea de-a doua către Varșovia, prin care totodată se anunța că la tron nu va urma fratele, cel care trebuia să fie suveran, și anume Marele Duce Constantin, cel care de drept trebuia să ia tronul, și va fi urmând cel de-al treilea frate, ducele Sankt Petersburgului Nicolae. Cei trei frați sunt copiii lui Pavel I. Și primii doi, Alexandru și Constantin, n-au fost crescuți de către Pavel. Au fost crescuți de către bunica lor, Ecaterina a doua. Ecaterina a doua n-a avut șansa să-și crească băiatul. Dacă vă amintiți, când am povestit, soacra ei, Ecaterina, Elisabeta I a Rusiei, i-a luat de la început copilul și a avut o relație, acea relație foarte complicată cu Petru al III-lea. Ori Ecaterina s-a răzbunat acum, într-un fel sau altul, pe tocmai pe fiul pe care nu l-a avut ea, luându-i cei doi copii și crescându-i și pregătindu-i să devină țar. Ori Alexandru, ori Constantin. În vreme ce urmașii Nicolae și ceilalți, cam au fost și două fete, nu urma, aveau nicio șansă să urce pe tron. Ori în momentul în care Alexandru I, căsătorit cu Louise de Baden, o principesă germană, s-a știut clar că nu va avea urmași, și acum am văzut că au fost discuții legate de Charles William, sau Charles va renunța în favoarea William, sau am văzut varianta George al VI-lea, Edward al VIII-lea, Elisabeta a doua nu fusese pregătită să devină regină. Ei, cam așa s-a întâmplat. Când Edward a renunțat la tron și a venit George al VI-lea, în succesiune avea să fie această Elisabeta a doua. În ceea ce privește rușii, odată cu, să zicem, imposibilitatea de a mai avea un urmaș pe filiera Alexandru, cel care trebuia să fie țar era Constantin. În timp ce, într-un caz, nu Nicolae. Numai că acest Constantin, care s-a îndrăgostit de o poloneză care nu provenea dintr-o familie nobiliară și a vrut să se căsătorească cu acea poloneză, o femeie, presupunem, foarte frumoasă, cei doi, Alexandru și Constantin, s-au înțeles că la dispariția lui Alexandru va urca pe tron Nicolae, care nu fusese pregătit să fie țar și care n-a știut de înțelegerea celor doi. Și în condițiile astea au loc aceste funerale despre care spuneam că erau nefirești. Din decembrie, când s-a anunțat decesul lui noiembrie, și în decembrie au ajuns scrisorile, decesul lui Alexandru, care se afla atunci în drum spre Crimea, undeva în zona Azovului, se ducea către soția lui Louise de Baden. Sunt multe povești și teorii, nu știm exact, nu avem vreme acum pentru ele. Până a ajuns scrisoarea, a trecut ceva timp și trupul a fost adus foarte târziu. Alexandru I întruchipa la vremea aceea pentru rusul de rând și conform unei propagande făcute de Biserica Rusă, cel care l-a învins pe Satan. O trebuie să înțelegem situația asta pentru că e neclară care Satan. Cred că cel mai bine dintre toți o explică Lev Tolstoi. Să ne amintim cum începe Război și pace. Unul din uriașii romani ale literaturii universale.
în care niște femei din elita nobiliară rusă vorbesc despre decizia Bisericii Ortodoxe Ruse de a-l anatemiza pe Napoleon, împăratul francez, după ce acesta administrase niște înfrângeri dureroase pentru armata rusă și exista riscul de a invada Rusia, ceea ce avea să-și întâmple. Doar că doamnele respective vorbeau în limba franceză. Nu vorbeau însă și rușii de rând limba franceză. Ori protipendada rusă de atunci era cu ochii pe civilizația, cultura franceză. Și biserica rusă l-a anatemizat pe Napoleon pentru că pentru Rusia de atunci era imaginea apocaliptică. Napoleon era cel care întruchipa apocalipsa și diavolul. Imagine care poate vă sună cunoscut și din zilele noastre, da, da. Tot o propagandă de pe acolo. Ori vine anul 1812. Știm ce s-a întâmplat, e un eveniment cunoscut, iar Alexandru a trecut drept cel care l-a învins. În ciuda faptului că nu este adevărat, Napoleon n-a fost învins de Alexandru, a fost învins de o coaliție europeană din care au făcut parte Marea Britanie, Prusia și Austria, și se va avea să întâmple un pic mai târziu decât anul 1812, dar pentru Rusia anul 1812 este fabulos și tocmai pentru că atunci războiul s-a purtat la ea acasă. Atât cât Rusia a fost în ofensivă și a luptat în Europa, ea a pierdut. Dar când a fost nevoită să se apere, a reușit să o facă. Și iarna și conjunctura și greșelile luate de în fond Napoleon, nicio legătură cu satana, a fost să fie imaginea creată de biserică. După care, sigur că mai sunt, de la 1812 la 1825, mai sunt niște ani în care Alexandru n-a domnit nici într-un fel ca un suveran iluminist, cum îl crescu sub bunica sa. Dar cu toate acestea, imaginea a rămas pentru ruși. Și când a ajuns sicriul la Sankt Petersburg și s-a făcut acel ceremonial a înhumării sicriului la catedrala Petropavlovsk, sicriul a rămas închis. Ori lumea vrea să-și ia un ultim rămas bun de la țarul Alexandru, care fusese învingătorul lui Napoleon. Așa cum se face în tradiția ortodoxă. Și autoritățile au motivat că trecuseră deja din noiembrie până în martie niște luni. Trupul ar fi intrat în putrefacție și ce să mai vadă oamenii? Țarul Alexandru I a fost considerat un bărbat frumos și a fost un bărbat frumos, un bărbat foarte galant, un șarmant la vremea lui, înalt, blond, ochi albaștri, tipicul. Dar după atâtea, trecuseră totuși niște luni și nu mai era același. Atunci autoritățile au preferat să păstreze sicriul închis. Ceea ce a deranjat pe lumea rusă, care au putut să ajungă la catafalcul lui Alexandru, unde s-au născut o grămadă de legende, că de fapt Alexandru n-a murit. Dar nu numai mujicul de rând a crezut asta, au crezut și cei din elită. Era destul de suspect, lipsea un certificat de deces, o hârtie a unui medic, erau mai multe lucruri care nu se legau și rușii au crezut că sunt în fața unei farse. Dar asta a născut foarte multe legende. Asta este o imagine a funeralului lui Alexandru. Dar există și cea de-a doua. Revolta decembriștilor. De fapt, ce se întâmplă? Ajungând două scrisori cam în același timp, una la Nicolae și una la Constantin, cei doi trimit câte o scrisoare unul altuia. Nicolae de la Petersburg către Varșovia lui Constantin și Constantin de la Varșovia către Petersburgul lui Nicolae. Și a fost așa un moment în care erau doi țari și niciunul. De fapt, Constantin îl anunța pe Nicolae de înțelegerea cu Alexandru, în vreme ce Nicolae știa că fratele său mai mare, Constantin, trebuie să devină țar. Și atunci s-a produs o tentativă de lovitură de stat a unor, să zicem, unei echipe de ofițeri din armata rusă, nemulțumiți de faptul că Alexandru I n-a continuat procesul reformator promis și început până la 1812 și la care a renunțat după 1812.
Era epoca post-revoluției franceze, post-epopeei napoleoniene, se întâmpla peste tot în Europa, așa o proliferare a societăților secrete organizate pe structuri tipic masonice, dar nu neapărat masonice, dar cu ierarhii, cu trepte în care se știa unul de pe treapta aia cu altul de pe treapta ceilalți, ceilalți nici nu se știau. Astea purtau niște nume foarte inofensive. Societatea Geografică de Nord, Societatea Geografică de Sud era una din Petersburg, una din Odessa, dar acolo s-a crezut că de fapt Nicolae I, care a primit scrisoarea de la Constantin, s-a autoproclamat țar și este un uzurpator. Și s-a produs această revoltă, a rămas numele a decembriștilor, pentru că a avut loc în luna decembrie anului 1825, revoltă pe care Nicolae I a fost nevoit să o reprime foarte violent. Nicolae I era educat la Gatcina tatălui său Pavel, creată de bunicul Petru al III-lea și care era o tabără militară într-un spirit strict militarist, fără nicio idee de reformarea Rusiei sau de modernizarea Rusiei după modelul european, o Europa care trecuse prin Revoluția franceză și epopeea napoleoniană. Nu mai era Europa din vremea Ecaterinei. Ea a fost înrăbușită în sânge, n-au fost neapărat un număr foarte mare de, foarte mare de victime. Liderii principali ai mișcării decembriștilor au fost condamnați la moarte și în cele din urmă s-au ordonat exilarea lor în Siberia. A fost și momentul soțiilor, așa erau toți ofițeri din protipendada rusă care au venit și au ales să plece și ele în Rusia cu soții lor, deci ele nu fuseseră condamnate, într-un surghiun extrem de dur în care foarte mulți și-au pierdut viața. Și care a fost un moment emoționant, dar n-a fost o încercare de revoluție, de a schimba Rusia și de a o moderniza. Mai degrabă o lovitură tipică a aristocrației ruse împotriva autoritarismului țarului Nicolae. Și Nicolae I urcă pe tron cu această moștenire neplăcută a imaginii uzurpatorului, pe de o parte, care lovește în cei care voiau modernizarea și acelui care a ascuns adevărul morții fratelui Alexandru. Și un personaj nepregătit să devină țar va fi considerat cel mai retrograd suveran european a secolului al XIX-lea. El va avea o domnie lungă, 1825, luăm decembrie acela, 1855, deci o domnie de 30 de ani, în care nu numai că nu va reforma Rusia, dar va transforma Rusia într-un autocratism extrem de dur. El este creatorul a ceea ce ulterior avea să fie poliția politică în Rusia. Atunci îi spunea secretariatul al treilea, care era o structură care supraveghea celelalte secretariate și care erau forma, un fel de autoritate centrală și teritorială din Imperiul Rus. Iar acest secretariat avea să imprime un conservatorism extrem pe o triadă ortodoxie, autocrație, naționalitate rusă și care va întârzia de fapt orice proces reformator în Rusia într-o vreme în care Europa, cu toate sincopele neoabsolutismului post-napoleonian, trecea prin reforme și mai ales începea, suntem în epoca de acum, de la 1837, a reginei Victoria, a primei revoluții industriale, care se va manifesta rapid în Franța și va reverbera în lumea germană, în lumea nordică, încet încet și spre est. Rusia va fi în afara ei. Ori acești 30 de ani de domnie, eu vă dau două exemple pe care am putea, sau trei dacă vreți, putem să luăm așa și contraexemple. De exemplu, țara la un moment dat s-a gândit la o reformă militară și singurul lucru care a rămas de acolo a schimbat numărul de nasturi de la uniforma ofițerilor. Dacă erau 5 sau 6, eu știu acum dacă avea importanță. Dar cum a justificat lipsa unei constituții în Rusia, în vreme ce toată Europa vorbea de constituții, spunând că acest cuvânt nu este un substantiv propriu, este un substantiv comun, este un substantiv propriu. Și, de fapt, Constituția este soția lui Constantin, poloneza cu care el s-a căsătorit și din cauza căreia zicea el că ar și murit, pentru că la 1830 polonezii se vor revolta și una din victime avea să fie tocmai marele duce Constantin, cel care renunțase la tron.
în vreme ce o rețetă, o carte de bucate apărut în Rusia la vremea respectivă, a fost cenzurată de această secție a treia, pentru că o anumită rețetă de ciuperci era propusă acolo să fie preparată în aer liber. Și nu, cenzurii nu i-a plăcut cum sună ideea de aer liber. Și au tăiat acea chestiune de acolo. Era un termen care nu putea ajunge. Deci asta era Rusia aia. O cenzură extrem de dură. Ori ea nu a evoluat în niciun fel. Nici în bine, nici în rău. Și a rămas, a stagnat. A trecut peste Europa Revoluția de 1848. Se zice că țarul era la Varșovia atunci. Se zice că când a primit scrisoarea că a început Revoluția la Paris, țarul ar fi albit în noaptea respectivă. Trecem peste exagerarea asta, poate că nu s-a întâmplat așa. Dar a fost atât de impresionat și s-a temut atât de mult că Revoluția franceză ar putea să reverbereze în Rusia, încât a trimis întreaga armată pe frontiera de vest a Rusiei. Rusia n-a fost lovită de Revoluție. Revoluția a ajuns, să zicem, până la Iași, dacă vrem, la frontiera Rusiei. Ori s-a întâmplat un lucru, să zicem, interesant undeva pe la 1837. În presa de atunci, cât exista presa în Rusia, într-un ziar Telescop, foarte puțin important, moscovit, apare un articol a unui anumit Piotr Chadaev. Scrisori din Necropolis, tradus în tot felul, în care, ce spunea? Spunea ceva de genul că Rusia este singura țară sfântă, că ea este singura țară care va moști a treia Romă, am mai povestit despre asta, ea va ajunge în paradis, spre diferență de Occident, care va ajunge în iad. Imaginea asta e teribilă. Și că ceea ce se întâmplă în Rusia este bine de fapt. Și ce se întâmplă în Occident este o nenorocire. Până acolo mersese cenzura, încât așa ceva nu se putea spune. Dar ziarul a apărut. Ziarul, sigur că a fost retras a doua zi, acel Piotr Chadaev a fost trecut, considerat nebun, a fost nevoit să semneze un articol în care se dezicea de toate ce a spus el în articolul respectiv, pentru că nici măcar ideea de comparație nu era de făcut. Rușii nu trebuiau să știe că exista o altă lume unde lucrurile sunt altfel. Trebuiau să știe că așa cum e la ei, așa e normal și așa, asta e binele. Ori, aparent nu s-a întâmplat nimic. L-au dus la nebun, articolul a fost scos. Dar ziarul deja fusese citit de mulți. Și articolul respectiv a dat naștere, de fapt, unei dezbateri de idei între două tabere. Între cei care susțineau că, da, așa este, Rusia este a treia Romă, o a patra nu va mai fi, Rusia este cea care urmează calea lui Dumnezeu, Rusia este sfântă și de ce este rău Rusiei? Pentru că ea duce crucea Mântuitorului. Alții au spus, asta este cea mai mare prostie a Rusiei și de asta Rusia va fi întotdeauna identificată cu Asia. Pentru că, de fapt, Occidentul este adevărata cale, acolo există liberalism, acolo există democrație, acolo nivelul de trai este altul, oamenii trăiesc mult mai bine și noi vrem să modernizăm Rusia după modelul occidental. Dezbatere care va fi închisă de cenzura lui Nicolae al II-lea, dar care va da naștere celor două curente, slavofilii versus occidentaliști. Slavofilii au avut libertatea de a scrie în vremea lui Nicolae, să zicem, destul de limitată. Occidentaliștii nu au putut deloc să scrie ceva. Mulți dintre ei vor fi urmăriți și mulți vor fugi în Occident. Dar se vor radicaliza împotriva Rusiei, pentru că își vor da seama, dacă nu-mi dai voie la mine acasă să gândesc, să spun ce gândesc, eu a voi căuta în Occident să spun ce gândesc pentru a ajunge în Rusia, ideile mele să ajungă în Rusia, să schimbe Rusia. Alexander Herzen, Mihail Bakunin, sunt doar două nume. Nu spun asta întâmplător. De ce? Pentru că Nicolae I face un lucru la care aparent n-am putea să ne gândim. Își crește copiii pentru a deveni țari. Și dacă el nu fusese educat de bunica lui
să devină țar și ajunsese conjuntural, copiii lui trebuiau să devină țari. Dar s-a întâmplat ca nu primul născut, pentru că a murit mai repede, cel de-al doilea să fie cel care trebuia să devină țarul Rusiei. Și acesta avea să fie Alexandru al II-lea. Educația lui Alexandru al II-lea este total diferită și în afara gândirii Rusiei lui Nicolae. De ce spun asta? Pentru că inițial el a avut acea idee să îi duce așa cum a fost educat și el, într-o tabără militară, să aibă acolo ofițeri, să fie un militaros și nici într-un caz să nu lase nimic din prerogativele puterii. Asta însemna un absolutism, să zicem, total. Puterea țarului este indivizibilă. Dar n-a făcut-o și i-a adus, să zicem, profesori foarte buni din rândul rușilor sau nerușilor, dar celor care lucrau pentru Rusia, pe care sigur că i-a plătit regește, nu era lui atât de dificil să o facă și l-a educat într-un spirit, să zicem, nu pro-occidental, ci reformator. Cred că undeva Nicolae I și-a dat seama de incapacitatea lui de a reforma Rusia. Și el s-a temut foarte mult că o reformă, dacă ar da o reformă, reforma aia i-ar scăpa de sub control și ar putea să piardă puterea. Nu în sensul că ar fi fost îndepărtat de la putere, ci în sensul că i-ar fi limitat autocrația pe care el o avea. Alexandru I, fratele lui mai mare, în prima parte a domniei, și-a dorit să reformeze Rusia după model european, fusese educat la un moment dat de un iacobin, deci de un republican, chiar Ecaterina îl va îndepărta când își va da seama că ăsta vine cu idei periculoase pentru Rusia. Și până la 1812, Alexandru I a gândit să reformeze Rusia și a avut un consilier extraordinar în Mihail Speranski. Ori Mihail Speranski, care bătrân fiind, îl va avea în vedere și pe Alexandru al II-lea. Numai că ceva s-a produs la 1813, când va renunța la toate reformele lui și îl va deporta în Siberia pe Mihail Speranski. E o poveste nu foarte clară, dar se zice că discuția dintre ei ar fi fost una foarte dură, dintre Alexandru I și Mihail Speranski, că Mihail Speranski ar fi ieșit din biroul lui Alexandru având lacrimi pe față, iar unul din consilierii lui ar fi întrebat de ce plânge, iar Speranski ar fi spus: nu eu plâng, astea sunt lacrimile lui Alexandru. În sensul că el plânge că renunță la reformă. E o chestiune neclară, că atâtea chestiuni neclare din istoria Rusiei. Se pare că totuși Alexandru a avut un șoc în momentul în care a văzut Moscova, după ce Moscova a ars. Noi știm că prezența lui Napoleon în Moscova, imaginea pe care rușii o au despre Moscova fiind orașul sfânt, nu Petersburgul care este fereastra spre Occident, orașul cu viziunea europeană, ci sacralitatea Kremlinului cu bisericile vechi, și că acest șoc i-ar fi provocat, de fapt, ar fi provocat renunțarea la reforme. Constantin a ales să-și trăiască iubirea, Eduard al VIII-lea, dacă vrei, în vreme ce Nicolae I ajunge pe tron fără să fie pregătit pentru asta. Și atunci el încearcă să-și educe copilul făcând asta, aducându-l din Siberia chiar pe Mihail Speranski, care bătrânul nu mai era la fel de entuziast cât a fost în vremea lui Alexandru I. Fac aici o trimitere la un personaj la care poate o să mai revenim, și Alexandru al II-lea a avut un rol important. Cred că 1848-1849 este capturată de către secretariatul, secțiunea a treia, serviciul ăla de informație a Rusiei, de supraveghere, de fapt, a Rusiei, are numitul cerc al lui Petrașevski, care era un cerc literar. Cercul lui Petrașevski milita pentru, în principal, pentru reforma agrară, pentru împroprietărirea țăranilor și eliberarea lor din șerbii, în principal. Înțeleg, suntem în secolul XIX, pentru ei secolul XIX, cum spunem noi, suntem în secolul XXI, nu mai putem întoarce în trecut. Ei au fost prinși cu toții, condamnați la moarte, iar în momentul în care trebuiau să fie executați, ei au fost, li s-a comutat pedeapsa la detenție pe viață în Siberia.
unul dintre personajele care erau în centru, tânăr la vremea respectivă, în cercul Petrașevski, era Fiodor Mihailovici Dostoevski, care nu apucase să devină un scriitor cunoscut la vremea respectivă, publicase vreo trei, atunci se publicau foieletoane în presă, nu apăreau romanele cum le luăm noi astăzi, cartea întreagă, și nu era un scriitor cunoscut. El va lipsi din peisajul literar, să zicem, rus niște ani buni, până când Alexandru va fi cel care îl va elibera și îl va aduce înapoi la Petrograd. Dar nu îl va mai aduce același mare pro-european, ci va aduce un slavofil din Rusia, din Siberia. Dostoevski va fi un mare slavofil. În ciuda uriașului lui talent literar, dacă i-am citit articolele politice, o să vedem un slavofil cu o gândire, am spune astăzi că este pro-Putin. Ăsta era Dostoevski, omul politic, nu omul, că n-a făcut politică, gânditorul politic, dincolo de literatura lui, care, sigur, la alt nivel. Așa trebuie să înțelegem lumea asta și lumea în care este educat acest micuț Sasha. Era, de fapt, numele... Sasha s-a născut la 1818, deci, într-o vreme când Petron era încă Alexandru I, primește numele după unchiul Alexandru și va beneficia de o educație poate cea mai bună pe care a avut-o vreodată un copil de țară. Aș spune că Alexandru I a avut mai mult noroc de Ecaterina a II decât Alexandru al II-lea, dacă n-aș ști că totuși Alexandru al II-lea a avut, culmea, sub tatăl său cel mai retrograd dintre țarii Rusiei, o educație mai aleasă decât Alexandru I. Ceea ce, de fapt, se va și vedea în ceea ce va face. Numai că va moșteni o Rusie despre care nu o să terminăm astăzi, dar o să povestim zilele următoare. Vă zic câteva chestiuni așa, în ce consta în sine. Avea un program, și aici trebuie să înțelegem, eu spun totdeauna, un program extrem de rigid. El începea ziua la 7 dimineața și termina la 22. De la 7 la 22, el într-una nu avea timp liber. În timpul liber, făcea fie educație fizică, care însemna scrimă, echitație, dans, fie lectura, citea din ceea ce profesorii lui spunea, am putea spune, el avea pauze foarte dese și lungi. Am zis, cheia marilor succese, pauzele lungi și dese. Da, dar în pauzele aia lungi și dese, el făcea educație fizică sau lectură. Nu stătea degeaba. Și între 8 și 13 ani, el a fost foarte bine educat în ceea ce privește cultura generală. Cultura generală care de la 13 până la 16 ani va începe să aprofundeze. Și care însemna, de fapt, studii de istorie, istoria Rusiei, istoria marilor puteri, relații internaționale și sistemele politice internaționale. Și aici vă dau un exemplu ca să înțelegem cam ce. El era învățat așa. Care sunt țările europene care ne sunt prietene și care nu ne sunt prietene? Ei, țările neprietene sunt țările cu potențial revoluționar. Dat fiind faptul că Rusia e o țară conservatoare, ea se poate teme de țări revoluționare. Țările prietene ar putea fi țările care sunt conservatoare. Anglia și Franța erau neprietene. Austria și Prusia erau țările prietene și ei considerau că Austria și Prusia trebuie să fie un tampon care apără Rusia de Franța și Anglia. Adică ceva, Europa Centrală trebuie să apere Rusia de dușmanul occidental care era văzut Franța și Marea Britanie și Anglia. Studia la vremea respectivă economie și avea economiști germani, adevărat, dintre germanii care lucrau pentru Rusia, dar studii temeinice de economie, de ce înseamnă tot ce era principiile economice ale secolului al XIX-lea. Studia muzică, știa să cânte la instrumente muzicale. Chestiuni de drept și de drept internațional erau lucruri obligatorii pentru suveran. Sigur, matematică studia, nu, cred că studia chimie, biologie prea mult, nu conta foarte mult. Și apoi limbi străine. Dar ceea ce este incredibil, înaintașii lui nu prea vorbeau limbi, vorbeau franceza toată lumea, care vorbeau franceza. El a învățat franceza, a învățat germana, a învățat engleza, ceea ce era o curiozitate la vremea respectivă. Limba engleză nu era o limbă vorbită pe continent. Nu vorbea mai nimeni în Europa. Foarte puțin vorbitori de engleză.
pe la 1848, din generația aia de pașoptiști, noi știm trei oameni care vorbeau engleza. Franceza vorbeau toți. Cea Rosetti, de exemplu, vorbea, sau Dumitru Brătianu, dar eu încep Brătianu vorbea engleza. Engleza nu era o limbă importantă. Și ceea ce poate părea incredibil, el vorbea poloneza. Este primul suveran care învață limba poloneză, deși aici n-ar fi fost greu, până la urmă e o limbă slavă, dar vrea să înțeleagă pe polonezi. Polonezii trecuseră la 1830 printr-o mare revoltă împotriva dominației ruse, care îl omorâse pe unchiul Constantin și de care se temeau că vedeau întotdeauna în polonezi având aliați în Franța și germenii Revoluției exact în teritoriile vestice ale Rusiei. Obsesia asta cu vestul lor. Pentru ei, în vest trebuie să fie un tampon care să-i protejeze. Este un țar trimis în Occident și pentru prima dată un țar care vizitează Siberia. Nu vizitase nimeni Siberia. Petru cel Mare își trimite oameni în Siberia. Ecaterina nu a mers niciodată în Siberia. El este primul care vizitează Siberia și este foarte interesant. Îi întâlnește pe decembriști. Vede condițiile de viață cumplite în care trăiesc deținuți în Siberia. Trimite o grămadă de memorii către tatăl său pentru îmbunătățirea condițiilor sau chiar eliberarea deținuților politici din Siberia. Sigur, nu va avea succes. Nu va avea câștig de cauză sub nicio formă. Dar o face. Iar un lucru interesant, în 1836 este primul majorat. Nu are 18 ani, are 16 ani. 34. Până la 1834 el nu face teologie. Deși țarii erau pregătiți în primul rând în teologie. El are acces la studii occidentale, deși le face Rusia, cu profesori europeni, dar și cu ruși. Dar nu are studii importante despre teologia rusă. Considerată destul de conservatoare și nu chiar în epocă cu lumea occidentală. Ori e un lucru nefiresc. Toți ceilalți fusese educați în spiritul ăsta. Știau scriptura, că știau, țin minte, și mă distra întotdeauna, tatălui Petru cel Mare, care are o prima mare reformă în Rusia, își bătea preoții când greșeau slujba, că el o știa mai bine decât ei. E un lucru care poate amuzant astăzi, dar el chiar altoia. Ori Alexandru al II-lea nu putea așa ceva. Și întreaga, are și parte și de educație militară, fiind trimis, să zicem, la așa zis al doilea majorat, la 1850, alături de trupele ruse care luptau în Caucaz. În Caucaz era o mare problemă pentru Rusia. E vorba de Caucazul de Nord, unde popoarele musulmane erau conduse de un imam Shamil, și care declarase un fel de jihad împotriva ocupantului rus. Și Nicolae luptă cu ei. Alexandru al doilea. Nu, Nicolae I. În vremea lui Nicolae I. Alexandru al doilea. Îi vorbesc de educația lui Alexandru al doilea, care este trimis cu trupele ruse să vadă cu cine să luptă. Nicolae I pierde vreo două decenii din domnie luptând cu acest imam Shamil, pe care nu-l va învinge. Avea Alexandru al doilea, dar țarul Alexandru, nu țarevicul Alexandru, țarul Alexandru al doilea de după 1825 îl va învinge. Într-un război religios în care declaraseră jihad împotriva necredincioșilor creștini, sigur, cazul de față. Și unde Alexandru va constata un lucru, el va fi scris niște texte în sensul ăsta, că era cât pe ce să-și piardă viața într-o bătălie pe acolo, cât de prost este organizată armata rusă. Și ce prost luptă, cu ce sacrificii mari și ce cheltuieli ca să învingă niște trupe mult mai mici, dar care cunoșteau foarte bine terenul, care erau mult mai motivate și care administrau înfrângeri numeroase trupelor ruse. Ori el are și parte și de această educație, se zice, militară, tocmai într-un moment în care Rusia dădea semne de mare slăbiciune militar. Ei, asta este educația, să zicem, celui care avea să devină Alexandru al doilea. Una pentru reformă, pentru a moderniza Rusia și pentru a trece Rusia, de fapt, de la ceea ce rămăsese ea, o țară întârziată, la alinierea față de Europa, să zicem, epocii, jumătății de veac al XIX-lea. Am putea să intrăm, de exemplu, în războiul Crimeei, care este un conflict în care, din păcate,
Rusia nu câștigă. A, nu din fericire. Nu din păcate. Din fericire. Mai bine. România n-ar fi fost fără războiul Crimeei pierdut de Rusia. Sau nu s-ar fi născut atunci. A, dacă vorbim despre avantajul României, da. Ei, Alexandru al II-lea, viitorul Alexandru al II-lea, avea să fie martorul războiului Crimeei. Războiul Crimeei a plecat de la un conflict aparent religios. În sensul că Nicolae a acuzat Imperiul Otoman, era sultan Atula Abdul Mejid, care era un reformator, după model european, și care încerca să salveze bolnavul Europei, cum se spunea Imperiul Otoman deja în epocă, prin modele europene de reformă. De la faptul că în teritori, mă rog, în locurile sfinte, călugării creștini și ortodoxi nu ar fi beneficiat și a fost reprimați de către autoritățile musulmane otomane. Sigur că, de fapt, a fost o luptă acolo între catolici și ortodoxi pentru, știu eu, 2-3-9 mănăstiri care puteau fi la Muntele Sinai, la Ierusalim, nu neapărat într-un anumit loc, nu neapărat în Constantinopol. Dar, de fapt, ăsta era un pretext. Era un pretext pentru că Rusia dorea să lupte împotriva Imperiului Otoman, să-i administreze o înfrângere care să-i permite accesul către ceea ce visase sau deja era, suntem după epoca lui Napoleon, era testamentul lui Petru cel Mare, era publicat, bine, a se citi că ar fi fost testamentul lui Petru cel Mare, o invenție din epoca napoleoniană, dar deja era cunoscută de toată lumea, cum că Rusia dorește să ocupe strâmtorile. Numai că strâmtorile atunci, conform unei convenții internaționale semnate, inclusiv de Rusia, erau garantate de marile puteri. Și marile puteri navale erau Imperiul Britanic și Franța. Ori după 1848, după 1850, de acum 52, suntem la 1853, Franța devine din nou imperiu. După proclamarea de ca împărat al lui Napoleon, președintele francez Ludovic Bonaparte, care devine Napoleon al III-lea. Și asta însemna un conflict cu Anglia și Franța. Rusia a mizat pe Austria și pe neutralitatea binevoitoare a Prusiei și pe Austria, pe care o salvase într-un fel, considerarea Rusia o salvase la 1848-49 în urma Revoluției, care a zguduit din temelii Imperiul Austriac. Și va invada inițial principatele, se va retrage din principate în momentul în care, sigur, mai multe cauze care au făcut pe ruși să se retragă, vremea nefavorabilă, vinea iernii, necunoașterea foarte bună a terenului, dar în principal prezența flotei anglo-franceze în Marea Neagră era un pericol. În speranța că Austria va asigura, Austria va ocupa principatele imediat după, dar în interesul propriu, nu pentru Rusia. Ceea ce Rusia va considera că, de fapt, iuda austriacă este o formulă care aparține lui Gorciakov, cel care avea să fie ministru de externe în vremea lui Alexandru al II-lea, în numi propriu și nu în favoarea Rusiei. Austria nu va susține Rusia. Și războiul Crimeei se va da, de fapt, între... E adevărat, în Crimea sunt foarte multe episoade interesante, nu intru în detaliile războiului, între o armată extrem de numeroasă rusă terestră și o armată mult mai mică anglo-franceză, francezi erau ceva mai mulți, turcă, la care se mai adaugase regatul sard și voluntari de prin toată Europa, toți dorind să-și ia revanșa împotriva conservatorilor și a Rusiei, care erau amenințați, polonezi și câți ori mai fost acolo. După 2 ani de lupte foarte grele, în zona Sevastopolului, cele mai multe dintre ele, victoria avea să revină coaliției europene. Dar a fost nu o victorie militară neapărat, ci o victorie, bine, a fost o victorie militară, o victorie tehnologică a Europei moderne, mult mai sofisticată, mult mai bine pregătită, mult mai antrenată și cu armament mult mai modern, împotriva unei armate foarte învechite, fără disciplină, fără logistică și care nu avea nicio motivație. Deși nu se ducea în Europa războiul, ci chiar la marginea Imperiului. Sevastopolul e un oraș de la sud-vestul peninsulei Crimeea, unde sunt niște golfuri care intră așa în munți și multe ascunse, întortocheate, unde se pot ascunde ușor vasele, dar ăștia
debarcaseră pe flancuri și practic au prins peste 150.000 de soldați ruși au murit acolo în luptele care s-au dat în acei ani. Și practic s-au mai dat ceva lupte în Marea Baltică. În Marea Baltică s-a întâmplat un lucru, așa ca o curiozitate. N-au fost lupte importante pentru că pentru prima dată s-au folosit minele marine și care au blocat Marea Baltică, așa că flota rusă nu putea acționa și nici Prusia a fost neutră, dar n-a fost bunăvoitoare Rusiei neapărat și nu au putut să trimită trupe importante. Ei, atunci războiul de fapt s-a dat în Crimeea. O istorie întreagă are această Crimeea, că e atât de frecvent, astăzi suntem mai degrabă cu gândul la Londra. Dar săptămâna viitoare probabil că ne vom gândi mai mult la Crimeea, pentru că lucrurile se vor fi intrate acum în istorie. Și nu știm cum vor evolua ostilitățile tocmai într-o zonă mult mai aproape de Crimeea decât Londra. Orțar a înțeles lucrurile astea. E, aici e sigur că există două chestiuni ca să încheiem așa. Ce a spus țarul pe patul de moarte lui Alexandru? Aici intrăm un pic în zona legendară. Unii liguri spun că, de fapt, țarul pe patul ar fi murit de inimă rea. El va muri în primăvara lui 1855, înainte de încheierea războiului, dar când era clar că războiul era pierdut și țarul știa că îl pierde, nu a fost capabil să îl semneze, să semneze el un tratat în care să recunoască învins și zic gurile rele că ar fi murit de inimă rea. Și că pe patul de moarte ar fi spus lui Alexandru că el trebuie să reformeze Rusia, că el a greșit și că nu se mai poate așa. Alții spun că, de fapt, tot pe același pat de moarte i-ar fi spus lui Alexandru exact invers. Să nu cedeze nimic din ceea ce este al lui, adică din puterea autocrată. Asta nu poate ceda, pentru că un țar nu face așa ceva. El moare, dar nu cedează puterea. Realitatea e un pic diferită. Era în primăvara, februarie-martie anului 1855, când tot căuta trupe în Rusia, se trimită să moară în războiul Crimeei. Și ar fi ținut un discurs într-o zi foarte plumburie, cu foarte vântoasă, umedă, unor recruți care urmau să fie trimiși pe front și că ar fi contactat, de fapt, o pneumonie care l-a pus la pământ pe Nicolae I. Asta e varianta, hai să spunem, care pare cea mai naturală, fără legende de pe patru de moarte și inime reale. De fapt, a fost o pneumonie contactată în urma unei răceli. Ama care a fost adevărul, nu știm. Cert este că Alexandru al II-lea a urcat pe tron într-un moment extrem de complicat. În fruntea unei Rusii învinse, militar, economic, tehnologic și care nu mai avea niciun drum. Ori era reformată, ori risca să dispară. Ea nu mai avea cu ce lupta împotriva unei Europe care era deja un decalaj foarte mare. Ce era de făcut pentru Alexandru? Poate că o să avem vreme să vorbim mai mult în episodul 2. În episodul 2. Domnule profesor, mai este un minut și aș dori să nu trec cu vederea și să vă întreb următorul lucru. În 1984, Alexandru I, țarul, a fost canonizat de către Biserica Ortodoxă Rusă. Care este motivul? Știm, canonizarea presupune să faci 1984. Presupune minuni din partea celui canonizat. La 1888, poate, nu știu să vă zic exact, era Alexandru al III-lea pe tronul Rusiei. Sicriul lui Alexandru I a fost scos, pentru că legenda cum că Alexandru n-a murit în 1825 și că a fost văzut de unii prin Elveția, de alții ca un pusnic eremit în nordul Rusiei, de alții prin Siberia. Nu trebuie uitat că el spusese în timpul vieții că ar vrea să dea Rusiei o Constituție și apoi să se retragă. I-a făcut pe ruși să nu creadă în moartea lui. Și mai ales faptul că autoritățile s-au opus unui ritual pe care rușii l-au avut întotdeauna în mormântării cu sicriul deschis. Și atunci Alexandru al III-lea a scos într-o procesiune publică sicriul lui Alexandru I. Iar sicriul era gol. În sicriu nu este Alexandru I. Ce s-a întâmplat nu știm. Dar cert este că asta a întărit legenda lui Alexandru I. Și de aici o întreagă literatură
mai degrabă din zona teologică asupra ceea ce a fost Alexandru I, cel care l-a învins pe Satan. De aici derivă canonizarea. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră la acest prim episod. Aștept să ne întâlnim și la episodul 2-3. Cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar săptămâna viitoare. Mulțumesc mult. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Ne întâlnim luna viitoare la aceeași oră la o nouă ediție a emisiunii, ediție finală. La revedere și o seară frumoasă!